De mare, sper să nu vă plictisim cu discursurile noastre, care de fapt sunt în mare parte experiențele noastre de viață. Vreau să felicit pe Radu pentru discursul lui și m-aș bucura dacă era cu mine pe munte, în tablele de bază, când stăteam câte o lună, două, la baza unui munte, așteptând să îl urc. Pentru că asta este chemarea, pasiunea mea, chemarea muntelui, la fel cum ați văzut că se intitulează filmulețul ce o să lege în spatele meu. Încă de mic copil, de la 12 ani, am început să merg pe munte, fiind născut și crescut în Sibiu, la poalele munților Făgăraș. Am fost uimit mereu de măreția acestora și îmi doream să ajung acolo. Nu știam de existența potecilor, existența marcajelor, nu știam ce este un alpinist, nici mai mult despre echipamentul tehnic, coardă, carabiniere, colțar și alte chestii. Cu timpul, cu pași mici, am învățat să merg pe munte de la colegii din Asociația Sărbătorilor Montan Sibiu și încet, încet am ieșit și afară din țară, pentru că totdeauna trebuie să-ți depășești limitele, totdeauna vrei mai mult. Și din anul 1996 am început să ies în Munții Înalți. Munții Înalți, știți, la noi în țară, care este cel mai înalt munte? Cine știe? Cu câți metri? 2540. Ai fost și pe el? Nu. Da, atunci ai ocazia să mergi, că ești înalt. Este aproape de noi, într-adevăr, în Moldoveanu, cu 2544, este cel mai înalt din țară. Dar cel mai înalt din lume are cam de 4 ore, aproape înălțimea lui și este vârful Everest. Mie îmi place să cred că fiecare om are un Everest al lui, la fel cum zice acolo cu succesul, este nevoie de un Everest în mintea fiecăruia să avem curajul să visăm la așa ceva, pentru că îmi place să cred că orice vis poate deveni realitate. Eu am visat de mic să ajung acolo, să ajung în Himalaya și în anul 2003 am reușit să-mi încununez activitatea de munte și să mă aflu alături de colegii mei pe cel mai înalt punct de pe planetă. Pentru asta, bineînțeles, cum a spus și Radu, a fost nevoie de foarte multă muncă. Ca să realizezi o performanță, ai nevoie de muncă, în primul rând, apoi de bani, fondurile necesare și de o echipă cu care să te pregătești, să te antrenezi, cu care să împărtășești lucrurile bune sau lucrurile rele, după caz, de cazul, greutăți. De mic, mi-a plăcut să citesc și o carte care, să spun așa, mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă a fost greu de procurat, a fost scrisă undeva prin anii 60, 57-60, se cheamă Tigrii Zăpeților, scrisă de Tenzin Norgay, șerpașul care împreună cu un Hillary a fost pe Everest, în 1953, în care descria greutățile poporului nepalez, a șerpașilor în special, tot ceea ce au întâlnit pe munte, cum s-au pregătit și felul lor de a fi. Practic, a descris munca lui de o viață care a fost încurunată de acest succes, acela de a ajunge pe cel mai vârf al planetei și mai mult de atât de a fi cunoscut de întreaga lume. Această performanță în 1953 a fost ceva extraordinar. De fapt, și acum este socotită o performanță pentru cei care ajung acolo. Nu oricine poate să ajungă. Sunt destul de mulți care încearcă. Anual câteva sute încearcă să ajungă acolo. Dintre acestea, nu ajung toți, bineînțeles. Ba mai mult de atât, unii chiar își pierd viața. La fel ca în multe activități care necesită, să zicem așa, o activitate externă, multă lume spune sport extrem, dar de fapt este sport extrem pentru cei care nu-l practică, cum este parașutismul, parapanta, scufundările. Cei care nu practică aceste lucruri, normal că este sport extrem. Pentru mine sport extrem, de exemplu, este naiul. Nu mă pricep la nai, clar că e sport extrem. Dar de la nai nu se moare așa ușor, din ce am văzut eu. Și Radu a avut câteva evenimente în viața lui, peste care a trecut. Dar pasiunea legată de munte, de multe ori m-a făcut să mă reculeg, m-a făcut să mă regrez, pentru că muntele este la îndemâna noastră. Acum, chiar dacă nu toți dintre voi iubiți sau vă place să mergeți pe munte, fie că nu aveți echipamentul necesar, fie că nu aveți timpul, fie pur și simplu că milene, pe românește, pentru că e mai comod să stai la
televizor, la calculator, internet. Bănuiesc că toți aveți internet acasă sau pe telefon. Și destul de bine să stai la căldură, mai ales când plouă. De exemplu, weekendul trecut am fost la Râșnov, alături de un centru local de cercetaj în București, copii între 8 și 10 ani, și ați văzut cum a fost vremea aici. Acolo au fost undeva între 4 și 6 grade. A plouat continuu 3 zile, dar în cufina acestui lucru, vremea a fost nefavorabilă. Noi ne-am făcut plimbările, ne-am făcut drumețiile, tocmai ca să le insuflăm copiilor dragostea de munte, de a ieși în natură, plimbarea, tot ce înseamnă lucrul ăsta, să ieși un pic din confortul tău al casei, al apartamentului sau al unui birou după caz, pentru că cu un echipament minim necesar poți să faci ceea ce ți-ai propus. Nu ai nevoie, spre exemplu, ca să mergi la mare, bănuiesc că la mulți îți place la mare, la care îți place la mare dintre voi, până sus? Și la care îi place la munte, cam egal, da? Revenind, practic poți să ajungi la mare și cu un Tico și cu un Mercedes, da? Important este excursia în sine, nu neapărat scopul. Noi ne facem din multe lucruri o țintă, de exemplu și pe munte. Cu unei ture sau unei expediții, mulți îl fixează ca pe un vârf în sine. Pentru mine nu este neapărat acest lucru, am învățat în decursul timpului să apreciez toată excursia în sine. Noi, în schimb, ne bucurăm numai dacă ajunge la mare și, bineînțeles, dacă avem și vremea bună, cât de bună se poate să fie, să stăm cât mai mult în club la întuneric. Asta e paradoxul. Te duci până la mare ca să stai într-un club. În loc să stai frumos pe plajă, la mare, să te bucuri de soare. Practic, toată excursia în sine, tot drumul până acolo, constă o experiență unică și acesta este scopul practic. Scopul este drumul în sine, nu țelul, nu capătul drumului. După ce ai terminat un drum, ce faci? O să descoperi alt drum, o să descoperi încă o potecă, o să descoperi o nouă oportunitate și permanent o să fii într-o căutare continuă. În decursul peregrinărilor mele am reușit să cunosc destul de mulți oameni, ca și cultură diferită, zone geografice, limbă, diferite tipuri de mâncăruri, îmbrăcăminte, băuturi, obiceiuri, pentru că am fost în, să spunem așa, în aproape toate zonele globului, mai puțin în Antarctica și Australia. Nu am ajuns la, pentru că este și foarte scump. Și deocamdată nu am avut, să spun așa, motivația necesară. Pentru că în orice lucru, în ceea ce ne propunem să facem, trebuie să existe o motivație. Dacă nu ai o motivație, cum ați avut și voi aici, fie v-au trimis de la școală, fie ați venit de bunăvoie. Motivați de un gând. Să ascultați ceva, să învățați, s-au auzit lucruri noi, poate pentru unii, pentru alții, poate am avut ocazia să ne mai întâlnim. Dar toate lucrurile acestea le adunăm în sufletul nostru, pentru că, la urmă urmei, cam asta este tot ceea ce luăm cu noi din viața noastră. Nu luăm cu noi nici telefoanele, nici mașinile sau casele scumpe pe care o să le facem în decursul timpului, ci ceea ce am văzut și ceea ce avem în suflet. Toate aceste lucruri nu ne le poate lua nimeni. În schimb, putem să le împărtășim cu cei care sunt doritori să le asculte și asta consider că este o treabă bună. Ca și Radu, de altfel, degeaba ești un foarte bun naist sau performezi într-un anumit domeniu, dacă nu împărtășești și cu alți oameni, fie că sunt doritori sau nu de acel lucru. Și eu consider că din toți cei din sala aceasta, poate câțiva o să continuați cu mersul pe munte sau cu practicarea naiului, și o să deveniți fie colegi cu Radu, fie cu mine. Viața, vedeți, ne rezervă o grămadă de surprize. Puteți fi invitați în diverse țări, în niște schimburi culturale, în care aveți ocazia să participați la, să spunem așa, o tură scurtă pe munte. Atunci o să continuați să mergeți pe munte că vreți, sau pur și simplu spuneți, nu mersi, nu-i de mine, eu doresc să stau în continuare să citesc o carte, de exemplu. Pentru că, în ultimul timp, tot mai puțină lume citește. Am devenit, din păcate, sclavii tehnologiei. Prea mult telefonul și calculatorul ne ocupă tot timpul. Culmea este că cei care stau 80 ore la birou în fața unui calculator, pe drumul dinspre servici până acasă și în continuare, tot la calculator stau. Deci cam, să zicem așa, 15 ore poate pe zi. Unii sunt mereu cu ochii în calculator. Nu au timp să observe că au murit deja pomii. Ați văzut că au apărut berzele și în Sibiu, nu de la televizor, că zboară. Sau că avem pescăruși și în zona centrală. Știați chestia asta?
de peste 10 ani de zile. Sunt niște lucruri minore, niște lucruri mărunte, ca și mărțișorul de 1 martie, pentru fete, femei, mă refer, sau băieți, după cap, da? Mărțișorul ce e practic? Un jurulet alb cu roșu, micuț, așa era tradițional, acum e bine să fie prins de câte o mașină cât mai scumpă sau de un telefon cât mai sofisticat, să fie mărțișorul mai greoi, dar simplitatea acestui jnur are niște, să zicem așa, conotații mult mai vechi, nu? Obiceiul mărțișorului este vechi. Noi l-am transformat în ceva ce a devenit mai mult kitsch, așa din păcate, dar totuși e bine că ne ancorăm un pic de tradiții. Pentru că un popor, în momentul în care nu mai are tradiții, eu am avut ocazia să întâlnesc și în zilele noastre, să spun așa, oameni îmbrăcați tradițional, nu doar cei din popor, ci tineri, așa ca voi, sau chiar mai tineri, îmbrăcați tradițional, dar noi, în schimb, în puține locuri din județul Sibiu, mă refer doar la județul Sibiu, mai mult în mărginimea Sibiului, Urărâului, Săliște oarecum, în Rășinare, destul de puțin, lumea mai merge îmbrăcat românește la biserică. Nu mai vorbesc pe stradă, pentru că e rușine. Cum să te îmbraci tu cu oie sau cu pieptar, să omului pe stradă? Că doar toți au blugi acum de scrie nu știu ce pe ei, bineînțeles, rupți în genunchi, așa dacă ai câine periculos la vecinul în curte, sau ai amenecat când ai urcat în autobuz, nici eu nu știu. Am zis, chiar toată lumea cade ăștia cu blugii rupți, se împiedică când se urcă în autobuz, să merg cu bicicleta noaptea fără lumină, încă nu m-am lămurit. Mai încerc să cercetez chestia asta. Dar în momentul în care ți-ai pierdut tradițiile, nu mai ai port, nu mai ai poezie, nu mai ai imnul tău, deja ca popor, ca identitate culturală, ești destul de departe și atunci cu ce te mai identifici? De exemplu, care este pentru Sibiu, să zicem așa, lucrul sau locul în care putem să identificăm Sibiu cel mai simplu? Cine știe? Ziceți, cu voce tare. Nu, un obiectiv, să spunem așa. Sau ce consider semnificativ? Muzeul civilizației asta, zici, da? Așa, altă părere. Lumea am uitat deja cu capitala. Turnul Sfatului, nu podul Micinoșilor. Deci sunt trei, să spunem așa, obiective. Dar la nivel de Românie, la ce vă gândiți? Semnificativ pentru țara noastră. Nu știu mult. Dacă te duci în afara Sibiului, puțin am apar. Altă părere. Pentru România vorbesc. Ce e semnificativ? Delta Bondării. Mărginimea. Cred că mai mult decât atât, sau cel puțin eu am întâlnit cuvântul ăsta. Da. Putem vorbi și de părți culinare. Dar mai mult de atât, în afara țării vorbesc, mulți spuneau de Dracula. Cred că ăsta e cel mai, să zic așa, puternic mit despre România. Practic este un mit, nici nu a existat, dar este promovat și în afara țării sau aici. Dacă mergeți pe centru, sunt câteva magazine de suveniruri și găsiți diverse tablouri, tot felul de minuni cu Castelul Bran, Schișoara și cu Dracula. Cu Sibiu, prea puțin. Când... Eu vorbeam de Dracula, nu de Vlad Țepeș. Să nu intrăm în detalii, să nu intrăm în detalii, se știe, este un mit, e o legendă. În fine. Legat de asta, la nivelul țării este raportat la Dracula. N-am auzit în afara țării să spună cineva, de exemplu, de vechii noștri politicieni. Puțin străini au auzit să spune de Emil Deazu, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare. Și mai puțin de politicienii din ziua de azi. Pentru că nu au așa mare efect în afară. Dar de sportivii României, de Hagi, de Nadia Comăneci, am fost surprins, de exemplu, când am mers în Argentina. Da, acum, în ultimul an, mai mult și de Simona Halep, într-adevăr. Dar mulți, în Argentina, de exemplu, au mers cu un taximetrist și, na, conversația uzuală din taximetru, de unde ești, din România, au oprit mașina, m-a strâns de mână și m-a făcut toată. Ce cu tine ții rău? Eu nu-s cu bărbații, în fine. Zice, nu, România, care este cu fotbalul, a bătut în Argentina, parcă cu 3-2. Nu? Și foarte mare respect pentru chestia asta, în loc să îmi dea două după ca să mă scoată afară din taxi că i-am bătut echipa națională, pur și simplu m-a felicitat. Deci este vorba și de fair play și de renumele pe care le duc sportivii în orice colț al globului. Practic, sportivii sunt cei mai buni ambasadori, aleg să facă niște chestii deosebite,
pentru publicul astăzi, pentru marea masă, ceea ce face Simona Halep în tenis. Acum câțiva ani era o chestie așa de domeniu fantastic, cu să te pui tu cu Serena sau știu eu cu mari campioni ai tenisului, dar uite, a dovedit și că se poate. Practic asta face fiecare sportiv, încearcă să spargă niște bariere, să depășească niște limite și să arate celor tine, așa ca voi, că se poate, totdeauna. Bineînțeles și Simona la un moment dat o să fie învinsă de altcineva, o să fie altcineva mai bună și tot așa, pentru că roata se învârte, campionii se schimbă, dar ei transmit mai departe dorința de a lupta, dorința că niciodată să nu te lași înfrânt și acel lucru că se poate, la fel cum asta ar trebui să depinde și voi, să luptați pentru un ideal și să credeți în voi. Indiferent ce v-ar spune și cei de acasă, normal că este bine să ascultați și pe cei de acasă și pe cei care vă instruiesc, de la școală, de la facultate, pentru caz, să faceți ceea ce vă prinde pe voi mai bine și ceea ce vă satisface mai mult. Pentru că, așa cum am spus și înainte, pe primul plan, cred că este starea voastră sufletească. Cum vă simțiți? Cu cât te simți mai bine, cu atâta poți să faci un lucru mai bun. Automat, când ești luat la spate cu biciul, fa aia sau fa aia, nu prea mai faci cu suflet și în mod sigur că nu o să iasă tocmai așa cum a fost planificat. Eu am ales să fac asta cu muntele. Am fost, sau mai bine zic și acum să spunem așa, sunt profesionist, trăiesc din asta, chiar dacă nu m-am îmbogățit, dar am ales să fac ceea ce îmi place, să trăiesc chiar de pe urma acestei pasiuni, pentru că în România nu putem vorbi de alpiniști profesioniști. Normal, la cine nu e plăcea să meargă pe munte și să ia bani pentru chestia asta. Este destul de complicat. Și nu este o meserie, să spunem așa, 24 de ore, 12 luni pe an. Este o chestie sezonieră, la noi terminează mai mult sezonul de vară și iarnă, dar eu încerc să le combin pe amândouă, pe timpul iernii cu lecții de schi, tabere de schi pentru copii și adulți, iar pe timpul verii, tabere de alpinism, plimbări, tot așa pentru copii și adulți. Pentru că există o piață, să spunem așa, destul de largă și lumea, tinerii, în general, copiii, au nevoie ca în vacanță. Și pe vremea mea știu că îmi dădea să citesc vreo 70 și ceva de cărți în vacanță, dacă te puneai, nu prea puteai să le termin. Vedeți că citeam cărțile care plăceau mie, niciodată nu le citeam pe alea din lectură obligatorie. Erau cu niște cărți foarte creoaie și am încercat să citesc, dar nu reușeam să duc până la capăt o carte. Le citeam mai mult pe cele de aventură, cele din colecția Delfinu, care le-a cuprins. A fost o etapă, nu aveam internet atunci. Eu sunt născut un pic mai devreme ca voi. Noi la internet, nu aveam posibilitatea de a petrece timpul, doar acela de a merge la bibliotecă, biblioteca asta care avea și filiale, mai are de fapt filiale în cartier, și încet, încet am reușit să descoper și revistele din Germania. Mai venea câte cineva din Germania, de Paște, de Crăciun, și atunci mai vindea o revistă, bineînțeles, printre reclame, mai dădeai și de câte două, trei pagini cu munte. Și atunci am aflat prima dată de Everest, am aflat de expedițiile în afara țării și am decis că asta vreau să fac, asta o să fie pasiunea mea. Ai mei, bineînțeles că la început m-au oprit, nu m-au lăsat, e periculos, nu te mai duc acolo, căzut gâtul, căzut piciorul, fac o să mori. În plus, echipamentul nu se găsea, dacă reușesc să procur de undeva, era tot second folosit de la cei mai în vârstă. De multe ori ceda, dădea și mai mulți bani decât ar fi făcut el nou. Dar, în ciuda acestor lucruri, am ales să mențin pasiunea și să o duc, să spunem așa, pe cele mai înalte culmi. Și tot ceea ce vedeam la televizor, când urmăream documentarele la Teleenciclopedia, îmi doream ca să fac și eu acel lucru, să merg în acele locuri și acum avem ocazia să vedem Animal Planet, Discovery sau alte canale de largă audiență. În multe din locurile acelea am fost și chiar vreau să mai mă duc, dacă, bineînțeles, mai am ocază. Pentru că pe lângă dorință, mai trebuie să fie și putință, știți cum. Totdeauna ai nevoie de timp, trebuie să-ți faci bani pentru ele, dar consider că merită să investim în noi. Totdeauna vor fi obiective de vizitat, totdeauna o să se deschidă ceva nou și merită să le vedem, pentru că asta este o condiție primordială. Omul vrea să cunoască, vrea să vadă
totdeauna mereu lucruri noi și niciodată nu se dă nimeni înapoi dacă este invitat să participe la niște, să spunem așa, călătorii ieftine și locuri care nu au fost.